zicea cu amar în suflet, odreasla primului păcat. Din ziua în care glasul cerului îi prevesti o boală lung istovitoare, să nu mai poată ridica spre cer a lui superbă frunte. Dar dintre cei născuți sub vină, cine putea să-i spună Sfântului, ne iartă? Cine ar putea să redeschidă în voiala? Cine ar putea dușmanului etern să-i smulgă prada? Te-ai vrednicit să îmbraci cu zor țărâna neînsemnată ce-ai creat. Ce faptă bună în ochii proniei divine i-a meritat așa de mare onoare? Căci dacă în tainica lui vrere, al lumilor cârmuitor, a vrut ca îndurarea să învingă până la urmă, cât de imensă și îndelungă e marea milă către noi. O veste transformă întreaga omenire. Cuvântul s-a făcut trup și a venit să locuiască printre noi. O cântă toată firea. Omul nu avea nimic din ceea ce era al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu avea nimic din ceea ce era al omului. El a asumat ceea ce este al meu pentru a mă face părtaș de ceea ce este al său, pentru a înceta în mine teama pentru veșnicia ta. Tu ai venit în lume cuvântând ca oamenii. Ai transformat în glas vremelnic cuvântul tău din cerul infinit. La împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, născut din femeie. O, Marie, Tu ești slujitoarea Domnului, căci L-ai primit în inima și în trupul Tău pe cuvântul veșnic. O, Marie, Tu ești născătoare de Dumnezeu, căci ai adus în lume viața adevărată. O, Marie, Tu ești fericită pentru că ai crezut. În Tine totul este har, totul este puritate, totul este iubire. Căci în uimirea întregii făpturi, Tu L-ai născut pe Creatorul Tău Sfânt.
Seara sfânta
Thank you.
zăceau priveliștile moarte, sub cerul sur, în asfințit, și abia mai auzeam, departe, un glas de crivăț amorțit. În mijlocul naturii mute, eram eu singur călător. Îmi aminteam de vremi trecute și mă visam în viitor. Iar din imperiul tăcerii se desprindeau fulgi mari de nea. Cădeau încet, cădeau puzderii în urma și înaintea mea. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Dumnezeu și-a fixat cortul prezenței sale în mijlocul nostru, o locuință la fel ca celelalte. De aceea se întâmplă uneori să mai greșesc adresa și mă trezesc deodată în fața unui bătrân care își duce singur zilele, sau în fața unui bolnav fără speranță, sau în fața unei mame care a ajuns la capătul răbdării, sau în fața unui tânăr umilit, lipsit de curaj. Și nu am greșit. El locuiește acolo. Cuvântul care s-a făcut trup s-a făcut solidar cu omul, cu tot omul. Iisus, născut la Betleem, îl descoperă omului pe om. Pruncul din Betleem, prieten și frate, locuiește cu noi, locuiește printre noi, însoțește zilele noastre, ne ajută să prețuim viața, ne învață să privim înapoi cu iertare și înainte cu speranță. Ne învață să privim pământul cu înțelegere și cerul cu recunoștință. Ne învață că pacea învinge dezbinarea, că cerul este împlinirea pământului, că viața este țelul care trece dincolo de moarte. Fie ca viața noastră să se transforme într-o locuință pregătită să-L primească pe cel mai de seamă oaspete, pe Dumnezeul făcut om, pe Emanuel. Noi trebuie să-L tăm, Iisuse, în ziua nașterii Tale. Noi suspinăm, așteptând ziua întâlnirii cu Tine. Vino, Doamne Iisuse, Tu ești al lumii salvator.
creștini, solemna oră sună, când Dumnezeu coborâ pe pământ. Pentru a îndrepta
Vă rog să mai luați puțin loc. Îngăduiți-mi și mie câteva cuvinte acum la sfârșitul acestei solemne cântări în cinstea Domnului spre încântarea noastră. Se spune așa în mediul mai matur că de la un timp, timpul trece cam repede. O fi așa? Cred că da, pentru că eu îmi dau seama deja, dar mai ales în seara asta, cred că sunteți în asentimentul meu, timpul a trecut foarte repede. O oră jumate avem de când a început acest frumos, minunat concert, susținut de corul seminarului, de corul Institutului Teologic de la Iași. Vă mulțumim, dragi seminariști, pentru această înălțare sufletească. Studenți, viitori, preoți. Mulțumim, părinte profesor Bejan Pisăr, mulțumim, părinte vicerector Soare, mulțumim, monseniore, părinte rector Benone Farcaș, pentru aceste frumoase clipe, pentru aceste minunate minute în care, iată, ne-am înălțat cu inima, cu sufletul, cu toată ființa către ceruri, mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Pe această cale vă mulțumesc și dumneavoastră și îi mulțumesc și în numele dumneavoastră corului, seminarului nostru. Vă mulțumesc celor care ați participat aici în biserica noastră parohială, Regina Sfântului Rozariu, la acest concert. Mulțumim și celor care prin transmisiunea radio și cu siguranță s-au bucurat, bătrânii, bolnavii, cei care n-au putut participa în biserică, ascultând la difuzor acest frumos concert. De asemenea și cei care, prin intermediul transmisiunii pe Facebook, mulțumim și celor de la televiziunea de la Roman, au fost de față. Transmitem astfel mesajul de Crăciun. Hristos se naște, Hristos vine în lume, Hristos ne mântuiește. Vă dorim o seară frumoasă tuturor, lăudați să fie Iisus Hristos! Amen.